Se spune că în trading 70% este psihologie, iar restul este simplu. Psihologia în tranzacționare înseamnă gestionarea emoțiilor, iar emoțiile în tranzacționare sunt destul de puternice. Una dintre cele mai mari frici ale oamenilor este frica de a nu avea dreptate sau frica de eșec. Dacă vorbim despre emoțiile prin care trece un trader în decursul tranzacționării, ele de obicei sunt întotdeauna aceleași. Orice trader este optimist, norocul începătorului sau efectul optimismului, toate tranzacțiile merg de obicei foarte, foarte bine. Traderul dublează, triplează chiar contul sau are niște tranzacții foarte, foarte profitabile. Faceți o pauză. După un profit mare, se recomandă întotdeauna o pauză, după care urmează euforia, care este faza cea mai periculoasă pentru trader. Anume, în această fază, traderul uită de analiză tehnică, de analiză logică, de calendar economic, de obicei merge pe intuiție, iar intuiția îi spune că el este cel mai bravo și cel mai profitabil trader și aici de obicei se iau decizii greșite. După care se mărește volumul, se modifică stop loss-ul sau se șterge cu totul. Ca urmare, de obicei apar minusuri. Traderul intră în starea de anxietate și intrăm în faza de negare. Apare frica, cu atât mai mult cu cât piața este în stagnare și minusul stă pe loc, speranța crește că totuși se va întoarce înapoi. După panică vine disperarea, capitulare și depresie. După ce trecem de depresie, revine speranța. Am făcut analiza, am văzut greșelile, am înțeles, am învățat lecțiile și revine optimismul.